aici. Ce știm? Latura DA, o știm, nu? DA este dată în problemă. AD e cât CD. Da. AD e cât C. De asta știam că sunt egale. Și trebuie că de jos este echilateral, dar mai aveam o dată o chestiune. AB o știu cât este de 16. 16, iar BD... Da, dar radical din 21. BD... Da, 4 radical din 21. O știu și pe BD. Ei, nu degeaba avem pe BD. Pe păi, avem pe BD că să aflăm toate celelalte. De exemplu, trebuie să aflăm pe BD, C și pe BC, iar aflăm pe toate. Așa. Ce mă face pe mine să cred că neapărat, deci nu se pică, deci nu am niciun motiv, cât ar pica în S, dacă am arătat că DA e cât DB. Deci noi, dacă am arătat că DA e cât DB, nu e. Atunci, națiunea ar pica și tot în punctul S. Nu e egal cât DB. Nu e egal cât DB. Ce? De unde știi? Calculator. E calculatorul? Da. Și cum ai calculat-o? Păi am aflat DA-ul, am aflat DM-ul, am aflat AM-ul, am aflat... Deci DM-ul ai aflat-o... DM-ul am aflat-o e 12. Și D ai și trebuie dreptunghi, nu? Da, am e 8, deci da. A, D, e 2 radical din 13, nu e da. Din 12. Deci, încă o dată, să ne concentrăm pe ideea asta. Pentru a găsi un iudiedru dintre planele D, A, B și A, B, C, ne trebuie punctul comun de pe dreapta A, B, în care să ducem înălțimile. Nu. Nu neapărat trebuie să treacă prin punctul C, înălțimea asta, undeva, paralelă cu C, S. Pentru că triunghiul ăsta, ABC, ce fel de triunghi este BC? E echilateral. Și dacă vreau să duc perpendiculară pe, într-un punct, nu știu în care, pe va fi paralelă cu da, deci nu există unghi. Ba da, și-l dă de șeie grația. Pe dacă să fie paralel cu drum. Cum? Dacă că să-i paralel cu DR. Că să paralelă cu? DR. Cu DR. Dar n-am spus că să-i paralelă cu DR. Ci asta care ducă în planul de jos, în ABC, va fi paralelă. Deci, în condițiile astea, perpendiculara pe care eu vreau să o duc, nu neapărat în punctul S trebuie să o văd. Și într-un alt punct care să fie inconvenabil. Acum, planul DAB mai trebuie să prindem noi vreun punct ca să ne apară figura cum trebuie, da? Pentru că suntem în... Să zicem că luăm pe R mijlocului R, luăm mijlocului AB. Da. Nu, R o să fie paralel cu BC. Eu sunt și în criză de timp, trebuie să plec urgent, că dau șapte, da? Am făcut 7 și 10 și trebuie să am soția urgent. Mai reflectăm la problema asta da, aici. Da, cum am întâlnit, de 60 grade. Să ajungi la 60 grade. Nu, n-am eu un motiv acum să scot de 60 grade. Dar ne folosim din planul, că de faptul că mărimele, mărimele standarde îmi dau șanse să fac exact. Acolo. Dar tot așa, vrând să aflu unghiul ăsta diedru, trebuie să mă duc la... Dați-mi și mie o hârtiuță elementele astea, ca să mă pot gândi un pic acasă. Nu mai pot rămâne, ne oprim aici. Da? Faci o mică sinteză? Sinteză, hai să vedem ce am văzut aici. Ce am avut aici? Am avut drepte și plane. Drepte și plane perpendiculare. Deci drepte și plane perpendiculare. Am mai avut funcții trigonometrice.
ale unghiurilor importate. Teorema celor trei. Teorema. Sigur că da, teorema celor trei perpendiculare. Trei. Trei perpendiculare. Teorema. Cam atât, da. Rămâi să mă încăpi. Distanțe. Okay. La revedere. La revedere.